Anul a început în forță pentru artistul vizual Cristian Sida, conferențiar doctor la Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara. Anul acesta, în toamnă, Cristian Sida va expune la Paris, dar și va începe pregătirea unui nou album de artă cu intervenții pe fotografiile Verei Brandner din Innsbruck. Albumul urmează să fie finalizat la mijlocul verii. Cel mai potrivit loc pentru un interviu cu artistul vizual Cristian Sida este atelierul. Cărți de artă, tuburi de culoare, pensule, pânze finalizate, lucrări aflate în lucru. Atelierul este pentru artist a doua lui casă. Cristian Sida este un nume deja consacrat în spațiul european. Dovadă sunt numeroasele expoziții și prezența în galerii. Realizarea unor picturi murale, monumentale, precum cea din Mericourt în regiunea Nord-Pas-de-Calais, în cadrul unui proiect al Muzeului Louvre, sau lucrarea monumentală de 12 metri pentru primăria din Saint-Lô, în cadrul festivalului internațional Taché-Taché. Rezident pe jumătate în Franța, unde participă la proiecte de anvergură, a susținut ca lector invitat conferințe la Université de Paris 8 și la École Supérieure d'Art de Lorraine din Metz. Cristian Sida, ne aflăm în atelierul artistului Cristian Sida, totodată și profesor la Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest Timișoara, unul dintre cei mai cotați artiști ai momentului, așa ești, dacă cineva intră pe Google, asta vede, ultimul articol din modernism, așa te și așa, etichetează, ca să zic așa. În ianuarie ai avut vernisaj la Viena, într-o galerie care nu e, deci chiar nu e o galerie mediocră. De obicei se spune că artiștii români încearcă și ei, dar tu nu încerci, deja existi în spațiul european. Da, apropo de galerii mediocre și Viena, tocmai asta am întrebat, pentru că se practică tipul ăsta de export de artiști români în centrele culturale de afară, lucruri care nouă ni s-au întâmplat suficient și nu mai e cazul. Nu, e o galerie foarte bună deschisă de o prietenă foarte bună, Ana Maria Altman, care reprezintă și pe domnul Silviu Răvițan, de multă vreme se ocupă de dânsul, care are experiență în domeniu lucrând la Belvedere Albertina, care s-a asociat cu Fabio Gianesi, care este asistent curator la Muzeul Albertina din Viena. Și sigur că am răspuns imediat afirmativ invitației încă din octombrie, când am aflat că vor deschide galeria asta, care e o galerie foarte bine plasată. Anul acesta vor reprezenta artiști români, se vor focusa pe expoziții de grup, însă focus pe câte un artist în fiecare lună. Acum a fost rândul meu, acum a fost de fapt inaugurarea oficială a galeriei și mi-a prins bine că a fost așa o prelungire a unei expoziții, că am avut-o în septembrie în Franța și iată că lucrurile curg așa pe o linie bună, zic eu. Și deci am debutat, anul ăsta a debutat cu expoziția de la Viena și sigur că mai sunt niște proiecte. Am înțeles că la toamnă la Paris. Da, la toamnă la Paris, însă nu pot să spun prea multe. Deocamdată e un proiect care se pune în mișcare de către o prietenă, Anouk Lederle, care a fost în Timișoara cu Daniel Malbert, care a fost directorul Institutului Francez. Mai mult de atât nu pot să spun decât va fi în toamnă și se va numi artistul și colecționarul. Vor fi lucrările din cea mai, hai să spunem, dacă o să spun cea mai importantă colecție în care am lucrarea, o să se supere unii. E un prieten foarte drag, chiar cel mai bun prieten al meu, un francez, care va pune la dispoziție lucrările astea în toamnă. Și îmi place conceptul, artistul și colecționarul, pentru că așa o personală sună cumva, se și poartă proiecte de tipul ăsta acum. E și un album de artă în pregătire? E în pregătire un album de artă destul de dificil, pentru că, apropo de drepturile de autor ce vorbeam, eu am făcut un experiment pe lucrările unei fotografe austriece, Vera Brandner se cheamă, și acum la Viena am avut niște discuții preliminare apropo de, hai să spunem, pretențiile ei, pentru că toți artiștii suntem orgolioși și ar vrea să apară și lucrările ei toate și editorul respectiv din Germania. Acum suntem în tratative și găsim o cale așa, suntem într-un soi de diplomație culturală, așa, care mă rog, sper să iasă bine. Eu am început textul, îl vom edita, îl vom tipări în Ungaria și sper să iasă până în iunie. Va fi al treilea album de artă pe care îl fac cu același editor german
Și sigur că astea sunt cele două proiecte în desfășurare, dar cum spuneam și într-un interviu anterior, nu se știe niciodată ce apare în continuare. Ești foarte prezent în spațiul francez, chiar ai conferențiat la Ecole Superior, de așa. Pentru noi timișoreni e un motiv de mândrie, mai ales când am auzit 12 metri de pictură murală, ai fost invitat. Da, eu practic, pentru mine Franța e așa un referent cultural și geografic din 82 încă. Și acum o să merg chiar la ziua unui prieten cu care țin legătura, ea că din 82. Sigur, eram copil atunci. Și așa s-au întâmplat lucrurile. Am devenit cumva așa, pe jumătate franceză, mult spus, dar iubesc foarte mult Franța. Și asta mi se trage de la lecturile din copilărie și adolescență, când, devoram cărțile lui Perrichot și tot ce apărea la noi în colecția Meridiane. Și mama mea, fiind profesoară de francez, sigur că mi-a inoculat povestea asta. Durează de mult și e o dramă în același timp, pentru că eu nu sunt nici aici, nici acolo. Eu tot timpul sunt, având ore aici la facultate, trebuie să gestionez timpul de așa manieră încât să fie bine și aici și acolo. Dar cred că e un lucru bun, pentru că de fiecare dată când merg, mă reinventez și mobilitatea asta și mă ajută foarte mult să-mi pregătesc cursurile pentru studenți. Deci nimic nu e întâmplător. Vorbim despre cursuri. Ideea acestui interviu mi-a venit la unul dintre cursuri în care ai spus la un moment dat, vorbind despre arta conceptuală, că ea cumva acaparează cam tot în detrimentul manualității, adică artistul nu mai este direct cu mâna, expresivitatea lui e de fapt intermediată. Și cumva deplângeai acest lucru. În ce fel va afecta chestia asta? Mai și spune că și învățământul de artă e și el afectat la rândul lui, pentru că e restrâns și totul, hai să facem o instalație, hai să intervenim, totul, ce se întâmplă cu artă? Dacă o luăm sistematic, de fapt e un sistem, e o instituție, arta conceptuală. În primul rând, artiștii conceptuali mediocri sau slabi se ascund în spatele unor cuvinte, ca să nu spun concepte. Nu? Ai un cuvânt pe care croșetezi, faci un proiect, poți să fii balerin, dansator, poți să faci un balet rusesc de bună calitate, poți să faci un balet românesc, cum facem noi importul ăsta de artă conceptuală, fără să trecem prin cronologic sau sistematic, prin ucenicie, pentru că și acolo e o treabă de ucenicie, de la Duchamp, Caprow, Fluxus, ajungem până azi și sunt artiști conceptuali foarte buni și în România. Și noi cei din Fluxus sau și ceilalți, înainte de a fi conceptuali, erau manuali. Era un tip care, având un bunic gravor, îți făcea gravură, acvaforte, picta futurist, picta cubist, picta la maniera lui Renoir, picta impresionist, deci avea... Și povestea asta se trage, de fapt, de pe vremea ministeriatului lui Jacques Long. Asta puțină lume știe în România, eu având discuții foarte dense pe tema asta. În 81, odată cu François Mitterrand, e un paradox, pentru că ei au vrut să facă o artă pentru peuple, pentru oameni. Și socialiștii, de fapt, au impus o instituție care se cheamă arta conceptuală, adică totul e pe bază de proiect, atunci s-a înființat fondurile regionale, fondurile contemporane și în Franța, în ziua de azi, totul trece prin proiecte ministeriale de mare anvergură. Nu mai contează că tu ești un pictor, de fapt acolo sunt și foarte puțini pictori, extrem de puțini au mai rămas, cel puțin de vârsta mea sunt îi număr pe degete. Și atunci... Se mai studiază la Chevalet? No, Chevalet, pentru ei e ceva așa... Studiile în creion, în cărbune... Da, culmea, vorbim despre o țară care a dat, printre altele, pictura modernă și a făcut trecerea de la neoclasicism la arta modernă, practic, odată cu Revoluția franceză. Și asta spuneam și la curs... formele noi de expresie și mijloacele moderne de expresie, părerea mea e că estompează și anihilează puterea de transmisie și de sensibilitate, pentru că operezi cu un vizual foarte agresiv, foarte spectaculos și poți să cazi în derizoriu și efemer. Adică, să ne înțelegem, artistul meu fetiș, cum am spus și la curs, e Jean-Pierre Renaud, care e un artist conceptual, care n-a făcut în viața lui pictură, a făcut horticultură, deci eu
Eu sunt filmul acela cu casa, da, deci. Am dat un exemplu pentru mine, un film extrem de emoționant, dar cum am văzut și în filmul ăla, se face piele de găină, adică lucrând cu vizualul trebuie să ai un concept foarte bine ancorat în... Și tipul și spune că el se află în zona sincerității. Deci un artist conceptual care se află în zona sincerității, sincerității e foarte credibil și transmite. De ce Van Gogh a fost mare? Pentru că toată viața lui a încercat să fie sincer. Da. Dar a asumat până a asumat și total. Asumat. Da. Și asta e problema la noi. Noi importăm de zeci de ani și suntem așa într-o paranteză. Și cu învățământul, bine, România vine într-o paranteză politică deschisă, care nu se mai închide niciodată. Învățământul are foarte mult de pierdut din cauza acestor nulități care s-au perindat pe la ministere în ultimul timp. Că eu țin minte când eram student, era Mihail Șora și Andrei Marga, deci exact. Nu mai avem ce să... S-a oprit tot. Astea două nume spuse, deja ne-am înțeles. Și studenții n-au nicio vină. Ei sunt obligați să facă un maraton prin sistemul ăsta Bologna. Sigur că ei vin din domenii care săracii, trebuie să faci cu ei ucenicie la un moment dat. Apropo, de ce tot repetam eu la curs? Pentru că mă simt undeva jenat. Având un respect față de studenți... Da, sunt decalaje foarte mari între studenți. Foarte mari și e păcat. Învățământul artistic actual se află, cum spuneam, într-o paranteză și învățământul de artă fiind vocațional, e greu să ajungi la arta contemporană fără să ai o construcție, o bază. Sigur că poate fi e o utopie până la urmă și pot fi acuzat și tot timpul că eu mă plâng, că sunt în răspăr cu arta contemporană. Nu, eu culmea, chiar sunt la curent cu tot ce se întâmplă, pentru că trebuie să știi ce să iei din buchetul ăsta de... În tot contextul ăsta așa desenat, crochiul ăsta, pe Facebook suntem anunțați, de exemplu, suntem Egon Schiele. În metroul londonez este practic cenzurat afișurile, da. Apoi nimfele lui Waterhouse, apoi statuile acoperite. Ce se întâmplă? Cum vezi tu această corectitudine? Da, e legată și de political correctness într-un fel, dar cred că e legată și de aspectul ăsta a nu leza minoritățile musulmane și pudoarea asta religioasă. Arta nu s-a construit niciodată pe așa ceva. Și atunci? În țările arabe arta nu este și nu va fi, cel puțin acolo, figurativă. Adică am expus în Turcia și mi-aduc aminte că am luat un premiu pe picturi figurative. Am rămas perplex. Asta e paradoxal în ziua de azi, că se cenzurează forme din... Pentru că și este un fel de nou totalitarism. Exact. De exagerat spus, poate, dar e o nouă formă de cenzură, de fapt. Păi, arta actuală este cea mai cenzurată din istoria ei, după părerea mea. Adică, cu toată deschiderea asta, de fapt, galeriile și mari curatori și banii din spatele lor fac piață. Este Jean-Jacques Lebel, care tot îl dau ca exemplu, care a făcut primul happening în 62 sau 66 la Veneția, la Bienală. Și tocmai el spune astăzi că, cum spunea el în franceză, pourrir l'art, adică ducând în derizor, distrugând arta, cei care fac lucrul ăsta sunt de fapt cei de pe Wall Street. Adică de asta noi nu avem, dacă noi am avea un Wall Street aici, în loc de mall-uri și cluburi de noapte, că aici suntem foarte tari în Timișoara, măcar de am avea un Wall Street așa de cartier care să pompeze banii în tinerii artiști, dar nu avem nici măcar asta. Nu avem mecenă, da. Avem doar o bienală. Avem o bienală și avem un proiect care pare destul de gol. Timișoara culturală? Da, n-aș vrea să iarăși să fiu... Bienala Art and Cultures e foarte binevenită. Practic singurul eveniment notabil. Binevenită și sigur că ea este, se concentrează pe noile forme și pe noile media și pe... Are fiecare o temă.
Proiectul 21, nu știu, n-aș vrea să comentez, fiind timișorean, om vedea ce se întâmplă, pentru că i-am mai spus, Timișoara stă mult mai bine la capitolul scriitor și teatre decât la artiști. Părerea mea, avem o filarmonică, avem teatre, cele trei foarte bune, avem scriitori foarte buni și poeți foarte buni, artiști mai greu, s-au cam dus. Bun, ei se consideră artiști majoritatea, așa, asta e bizar, pentru că i-am mai spus, odată ce ai trecut de Nădlac, poți să fii tu artist în România, ai trecut de Nădlac, trebuie să-ți reevaluezi poziția, fiindcă e foarte greu. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Nu există o, nu știu, o mișcare unitară? Nu... Tocmai de asta, pentru că ar mai fi și motivul ăsta, am spus, Timișoara, în Timișoara sunt orgolii foarte mari pentru mize mici, de aici și luptele astea între capitala respectivă, da. Mă rog. Eu nu le urmăresc, dar așa, le văd așa, cu mantă, știi, ca la biliard, le mai văd pe rețelele sociale, nu vreau să intru în polemici cu nimeni, s-ar putea să iasă bine, s-ar putea să iasă foarte prost. Dar într-adevăr, pe zona asta artistică nu e foarte multă unitate și totuși no. Timișoara avea, Timișoara a avut avea. Sigma, exact. A fost o mișcare unitară și puternică. E foarte simplu. Acei artiști, Bertalan, Flondor, Tulcan, grupul Sigma 111, Cotoșman, au fost oameni instruiți și inițiați, Paul Neagă, oameni inițiați în școli serioase, cu învățământ de lungă durată, care au vrut să uite ce au învățat la ora aia, că era realismul socialist, însă au făcut un studiu, atenție atunci. Au vrut să uite, au vrut să fie și ei în pas cu ce se întâmplă, așa, cu neoconstructivismul și cu ce se întâmpla în Germania. Și au fost obligați cu mijloace rutimentare, atenție, să cerceteze. Dar n-au lăsat niciodată la o parte, cum să spun, respectul față de cărbune, față de, știu eu, față de o carte, față de lectură, și de-aia au reușit. Acum, studenții și tinerii artiști, dacă îi întreb ce carte au citit în ultima vreme sau ce expoziție au văzut, ei zic că au văzut-o pe Facebook sau pe Instagram, care sunt niște, cum să spun, accesorii catastrofale pentru artiști, pentru că nu au discernământ. Am spus-o de atâtea ori și nu mă poate nimeni convinge. E tipul ăsta de mimetism. Ai luat de acolo în fiecare zi o formulă și tu nu mai treci prin ei. Am avut studenți care copiau prin caroiaje pe genie, care trebuie respecta că el a ajuns la drumul lui prin studiu și prin cercetare și prin... Sigur că îți trebuie și rețelele respective și galeriile respective, care noi nu le avem. Avem la Cluj și Clujul, hai să nu mai tot atâta să o dăm că suntem mari timișoreni și mari. Clujul stă mult mai bine. Totdeauna Clujul a stat mai bine. Da. Cel mai bine și asta m-a și frapat când Timișoara a ieșit și Clujul nu. Însă eu sper să iasă, că ar fi bine pentru toată lumea, dar sunt sceptic. Pentru tinerii de astăzi, adică pentru studenții care sunt în... într-adevăr, învățământul așa cum este el organizat e pe repede înainte. Ce ar trebui spus, adică sau ce ar trebui ei să știe, deși na, la cursuri se spui asta, dar o dată în plus, repetiția e mama învățării. Ce îl face pe un artist ca să nu-l copie pe genie, să devină ei însăși, cum? 8 ore pe zi la atelier, minim. Se stă 8 ore pe zi la atelier. Noi stăteam, eu eram coleg cu Diuri Ficăl și nu vreau să fac o pledoarie, că eram cu Nuțiu și aveam... Eu cu Diuri Ficăl stăteam în atelier care avea, nici nu știu, la primăria veche, dacă aveam 15 metri pătrați. Și atât de mult ne doream să lucrăm, încât eu am trasat la un dat cu creta. N-ai depășit aici că ți-am... Deci, cum să spun... Se poate face în orice condiții dacă îți dorești. Și în baie poți să pictezi. Mergând cu trenul să ai un carnet de crochiuri. Nu se mai întâmplă lucrul ăsta. Atelierul a devenit așa un soi de paradă, de studenții. Eu nu-i văd. Adică dacă mă duc acum, foarte puțin stau după masă la atelier. Și asta e soluția. N-ai alta. Fără muncă nu poți să faci nimic. Și trebuie foarte mult să riști și să te și sincronizezi cu ce se întâmplă, dar... În același timp, trebuie foarte mult desen. Eu am spus și
Scheletul la Metz am fost invitat și în calitate de profesor Erasmus și în 2013 în calitate de, mă rog, conferențiar. Am ținut niște legate de lucrările mele. Și am spus că ei ne-au întrebat care e secretul că voi aveți încă studii și școala noastră merge bine încă. E foarte simplu, fiindcă noi știm să păstrăm echilibru între tradiție și actualitate. Da. Ei, dincolo, cum să spun, la pubel, cum zic, adică pentru ei pictura e, cum spun ei, merdă. Adică ei merg... Acolo în facultate nu se studiază desen... Eu când am fost la Metz și am arătat un baton de cărbune, aia se uitau ca la UFO și... Le-am arătat că se poate face cu latul cărbunelui o lecție despre pasaj în desen și sinteză în 10 minute. Și ei nu au asta. N-au profesori care să se învețe, nici măcar la Beaux-Arts de Paris, nu, în Paris nu mai sunt. De exemplu, am fost în 2012, ultima oară să vizitez, am fost șocat. Ei care aveau profesori, era Velicovic, Vladimir, era Pat Andreea, era... E foarte dificil pentru... Nu există, la ei nu există licee de artă cum avem noi. Eu mi-aduc aminte că eu am făcut liceu de artă și efectiv se stătea în atelier, se făcea după Moise, se făcea cărbune, creion, se făcea cu Tulhan Hașură, se făcea natură, deci se pune cădeai cu nasul acolo. Cel mai bun liceu, cum spun, eu acolo am învățat, eu l-am avut pe domnul Flondor. A fost atât de bun liceul ăla încât... Sculptură cu la Socaci. Era domnul Socaci, era, ăla te învăța, te învăța desen și era orientate. Și era lecția asta despre sinteză, care noi nu mai avem. Sinteza pe planuri, bătătorul la modelaj. Acum nu se mai face nici modelaj. Modelajul era obligatoriu în primul an de studiu când noi eram studenți. Și modelajul te învață să desenezi. Acum... Și, repet, nu-i vina studenților, nici a colegilor mei. Învățământul cum e făcut, da. Învățământul cum e făcut e foarte prost gândit. E un fel de sincronicitate nefericită, ca să zic așa, între pierderea manualității în învățământul de artă, așa cum, de exemplu, direct noi scriem pe laptop, direct scriem pe tabletă, exact. Noi nu mai scriem cu mâna, exact. Și atunci toată expresivitatea asta e tot mai aplatizată. Da, exact. Asta este problema. Totul se desfășoară în fața unui computer, învățământul a devenit un fel de completat tabele, ar trebui să li se ridice statuie la secretarele noastre care fac o treabă în școală, e de necrezut ce muncă au de făcut, din cauza celor din minister. Universitatea preia problemele respective, vin la noi, dar nu sunt articulate pe cum să spun, pe profilul artistic sau vocațional. Adică pe ăla l-ai terminat pe profesorul ăla, care eu nici nu știu să completez un tabel pe internet, mi se rupe filmul, adică nu mai am chef să pictez. Și, deci e foarte trist, e foarte trist. Nu te poate obliga nimeni, de ce ești obligat să fii robot? Tu ești obligat în ziua de azi să fii un mic robot. Da. Și... Totuși să terminăm așa într-o notă, totuși, ce ar fi totuși bun? Adică arta, că oricum nu o să moară, nu? Dar ea mai e mai cumva, nu știu. Totdeauna arta e așa, cumva, trendurile în arte sunt așa ca și anotimpurile. Întotdeauna, după 1910, cu arta abstractă, s-a crezut că nu o să mai revin niciodată. Și cei care pictau figurativ în Franța, era, de exemplu, Bernard Buffet, care era, la un dat, devenise milionar și la apariția gestualismului și abstracției lirice în Franța a fost dat în uitare. Acum este expus din nou Bernard Buffet figurativ, deci s-a revenit iarăși la pictura figurativă. Se va reveni iarăși la pictura, a fost o perioadă constructivistă care a funcționat și în Timișoara din nou, fiindcă veneau galerii germani care spuneau asta o să se vândă și din păcate totul funcționează așa, asta o să meargă din nou. Da, și atunci artistul care e mai pragmatic și mai oportunist, că din păcate avem mulți din ăștia în oraș, e sigur, trec să de la o etapă la alta. Lucrurile trebuie să meargă firesc. Du-te la atelier, fii tu însuți. Asta e imposibil, practic, să fii tu însuți în ziua de greu. De exemplu, în cartea lui Gompeț, istoria, da. El spune că după modernism, postmodernism, minimalism, acum am fi, dacă s-ar denumi cumva curentul în care suntem, ar fi antreprenorialism. Exact. Adică artistul devine nu doar artist, ci și încearcă să se vândă. Exact. Asta este...
Bine, e rău? E bine, e foarte rău, de fapt. Eu cu asta nu mă pot împăca, apropo de promovarea pe rețelele sociale, fiindcă am înțeles că am început și eu să fac comunicate de presă, mi se pare jenant ca tu să-ți promovezi expozițiile pe aceste rețele sociale. Dar, din păcate, așa va funcționa, cel puțin o perioadă. Sper să se revină la... Acum, noi avem câteva galerii în Timișoara, însă nu funcționează pentru că n-ai piață, n-ai publicul țintă. Adică noi avem două, trei galerii care au mai rămas, că văd că primarul le închide pe multe, în loc să încurajeze. Foarte rău. Și mă întreb cu ce o să defileze în 2021, că a mai rămas Calina și galeria. Și Pygmalion... Părerea mea e cea mai bună la ora asta, nu vreau acum să ne căjesc, cea mai bună, care are o coerență. Pygmalion? Da, e foarte activă. Știu că e cea mai bună, dar e foarte activă, foarte activ. Și Sorin Predescu face o treabă excelentă acolo și numai expoziții bune. Sigur că și Calina are expoziții foarte bune, cu care sunt foarte apropiat și am avut acolo. Dar e totuși trist să ai la nivelul unui oraș european, nu? Da. Trei galerii. Vezi problemele cu Galeria Cal, pe care ei se pun bețe în roate, pentru că e clar că sunt interese că acolo să vină niște șmecheri să mai deschidă câte un club de noapte. Sau... De noapte, un casino. Tot pe varianta capitală culturală, cineva va pune mâna, nu e întâmplător nimic și va face ceva mai bun. Deci, vom vedea. Ok, un SF, un SF, arta cum e, da. Da, nu va muri arta oricum, nu? Bă, sigur că nu va muri, fiindcă ne exprimăm și nu va muri fiindcă în ziua de azi toți sunt artiști și asta cumva mă spăimântă. O să ajungem, cum am mai spus odată, spunea Duchamp Beuys, nu, că școala din Düsseldorf, toți sunt artiști, totul e artă și... Vamos ver de lá.